Bună ziua, dragilor și bun venit la o nouă lecție de geografie. Astăzi discutăm despre Munții Apuseni. Aceștia se desfășoară între Valea Mureșului la sud, Valea Barcăului la nord. La est de aceștia găsim depresiunea colinară a Transilvaniei, iar la vest Câmpia de Vest și dealurile de vest. Este cel mai înalt sector al Carpaților Occidental cu altitudini cuprinse între 600 și 1800 de metri, cu mici excepții. Cel mai înalt vârf este vârful Bihor sau Curcu Băta Mare, cu 1849 de metri, urmat de vârful Vlădeasa din Munții Vlădeasa cu 1836 de metri și vârful Muntele Mare din Munții cu același nume, 1826 de metri. fiind înconjurați de ținuturi joase, par înalți. Sunt puternic fragmentați de văi și depresiuni care pătrund adânc între culmile muntoase. Vedem în imagini tre cele trei vârfuri enumerate anterior, cele mai înalte din Carpații Occidental și din Munții Apuseni. În această grupă își iau izvoarele foarte multe apă curgătoare, printre care enumerăm someșul mic, arieșul, crișurile, cu uh, crișul repede, crișul negru, crișul alb. Au o zonă centrală mai înaltă, cu platouri situate la peste 1600 de metri și o zonă periferică mai joasă înconjurată de depresiuni. Prezintă forme de relief karstic de suprafață și subsol. Știați că în peștera Scărișoara, în județul Alba, se află al doilea cel mai mare ghețar subteran din lume. Blocul de gheață este vechi de peste 4.000 de ani și are un volum măsurat de aproximativ 80.000 de metri cubi. Principalele resurse ale munților Apuseni sunt pădurile de rășinoase, apele termale, minereurile aurul fier minereurile complexe, cum ar fi cuprul, plumbul și zincul, bauxita, minereul de fier, metalele rare, precum mercurul, molibdenul și wolframul, materialele de construcții, dar și pășunile și fânețele. Vă propun acum, dragilor, rezolvarea unei sarcini de lucru. Folosind o hartă, un atlas, manualul și internetul, rezolvați următoarele cerințe. Identificați cele mai înalte vârfuri din fiecare masiv sau grupă de munți din Apuseni și ordonațiile crescători. Întocmiți o listă cu 5 peșteri aflate în munții Apuseni. Descoperiți numele festivalului care se desfășoară anual pe Muntele Găina și redactați un text scurt, minim 20 de cuvinte, maxim 50 de cuvinte, în care să descrieți acest festival. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați la canalele de YouTube Educred Gimnaziu și Lecții Geografie Geographic Classes pentru a avea acces la cele mai noi resurse educaționale deschise. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes.